numele meu, dar mie îmi face mare plăcere să-l prezint. Am spus să vedeți în sală că este Romeo și al nostru. Și pe Romeo îl vedeți în seara asta, pe Mirela o să o întâlniți mâine și sâmbătă. Pentru noi sunt un model, în sensul că foarte rar se întâmplă ca o familie tânără și frumoasă să aibă asemenea preocupări. În general, soțul îi spune soției, dar ce faci acolo, faci vudu. Soția, de asemenea, ei pentru noi reprezintă, și de toată inima mea spun, reprezintă modelul, pentru că împreună au crescut, împreună cresc noi copii și împreună se ocupă de terapii complementare, au grijă de sufletul, de mintea și de fizicul oamenilor. Cred că am luat eu emoțiile lui Romeo. Eu chiar sunt emoționată să-l prezint. Foarte bucuroasă că la ediția asta avem mai mulți oameni din Bacău care fac lucruri și ne dorim să vin aici în față cât mai mulți. Succes, Romeo! Mulțumesc! Sper că mă auziți așa, fără microfon, ca să pot folosi la valiera. Să mă aud și în cameră. Nu? Ah, ok. Ok, nu-i sala mare, vorbesc destul de tare. Așa cum a zis doamna Cornelia, eu sunt botezatul Romeo. Unii mă știți, unii mă cunoașteți acum. Și mă bucur că în această seară sunt alături de voi și o să vorbesc despre o temă pe care eu am întâlnit-o foarte, foarte des în terapie. Despre karmă și despre menirea personală. Foarte multă lume vine și își caută menirea personală. Da? Până la urmă, ce este karma? Cred că toată lumea ați auzit de karmă, bănuiesc. Cine a auzit de karmă? E, ce este karma? Toată lumea am auzit de ea. La un moment dat, acum mulți ani, stăteam de vorbă cu domnul Argeșanu și el mi-a zis: măi, Romeo, karma este un norișor care este deasupra ta și umblă așa după tine. Și mie mi-a venit atunci în minte, din desene animate, știți că sunt acele personaje de desene animate, atunci când se enervează, apare norișorul ăla și îl plouă. Înjure soare și numai pe el îl plouă. Și am zis: măi, o fi și karma asta așa, un norișor care mă plouă. Este o formă. O formă care are un adevăr în ea. Norișorul care umblă după tine și care din când în când mai trimite câte o săgeată, câte un fulger. Da. Bun, dar ce legătură are karma cu menirea personală? Pentru că și menirea asta personală are, cred că mulți v-ați pus întrebare, de ce am venit eu pe acest pământ? Ce am de făcut în viața asta? V-ați întrebat? V-ați întrebat. Ok. Are legătură karma și cu menirea personală? Pentru că menirea personală ți-o găsești, o să vedeți, în funcție de nivelul karmei. Da? Bun. Karma. În momentul în care noi facem lucruri, orice fel de lucruri, fizice sau gândim, dislocăm în univers niște forțe. Da? Ei, acele forțe încep să lucreze pe un principiu al cauzei și al efectului. Da? Și așa a apărut prima formă de karmă.
făceai lucruri rele, trebuia să plătești. Da? Și așa a apărut karma. Corect? Stați așa și vă uitați la mine, spuneți, oare așa e sau nu e așa? Nici nu zâmbiți, nici nu... Aveți nărișorul, toți? Fiecare cu norul lui. Ei, aici se formează un norișor mai mare al egregorului. În momentul ăsta. Ei, în momentul în care în mintea noastră apar acele elemente de vibrație joasă și noi gândim lucruri de vibrație joasă, creez niște datorii sus. Datorii pe care la un moment dat trebuie să le plătești. Da? Și le plătești în diferite, sub diferite forme. Karma eu cred că scoate la suprafață toate elementele mai puțin bune, să nu le spunem rele, mai puțin bune pe care le-a făcut omul în viața asta sau din altă viață și le aduce la plată. Și el plătește într-o formă pe care poate să o ducă. Nu oricum. Deci el poate să ducă plata acelei karme. Da? Dar noi zilnic, dacă începem să gândim frumos, să emitem iubire, recunoștință, iertare, în ce se transformă karma? În pozitiv, în dharma. Da? Doamna a zis, în dharma. Există karma și dharma. Ei, ideal ar fi ca noi zilnic să gândim frumos, să emitem iubire și iertare. Cine din sală zilnic sau clipă de clipă emite această iubire, iertare față de sine și față de semeni? Cine? Ăla eu? Ăla eu? Chiar nu emiteți niciun sentiment de iubire? Clipă de clipă? Dar măcar așa o perioadă din zi. Dimineața recunoști? E bun, e bine. Bun. Dacă noi acumulăm karmă așa prin tot ce facem, tot ce spunem, întrebarea care apare, stăm liniștiți într-un loc, nu mai facem nimic, ca să nu mai acumulăm karmă. E bine? Păi nu, și gândim frumos, nu facem nimic, doar gândim frumos. E bine și așa? Nu-i prea e bine, pentru că noi am venit în viața aceasta să creștem, să evoluăm. Și evoluăm doar prin acțiune. Trebuie să acționăm ca să evoluăm spiritual. Și nu numai spiritual, și material. Dacă stai, nu se întâmplă nimic. Trebuie să acționezi. Acționând, în viața ta greșești, încep să apară greșelile. Greșind, înveți. În momentul în care greșești, dacă îți vezi greșeala, o repari. Și atunci transformi bucățica aia de karmă în dharmă. Da? Dacă învățați o limbă străină, germana, cum o învățați mai bine? Vorbind voi cu voi? Nu. E bine să vorbești cu oameni în limba germană, să vezi unde greșești ca să poți repara greșeala și să înveți limba germană bine. Da?
Așa este și cu karma asta. O aduni, dar o și faci greșeli, dar în momentul în care ai conștientizat greșeala și o repari, ai transformat energia și o transformi în dharma. Și așa ai mai crescut un pic și tu. Da? Bun. Divinitatea asta sau universul, spuneți-i cum vreți voi, a stabilit niște legi. Și una din ele este asta a cauzei și a efectului. Karma, până la urmă, că-i norișor, că-i altceva, este o informație. Este o informație care se pune undeva sus și care la un moment dat, conform cauzei și efectului, ți se întoarce. Totul este informație în jurul nostru. Așa-i? Trăiți într-un ocean de informație? Așa este. Civilizația umană a acumulat karmă de-a lungul de când s-a creat ea și până în prezent prin războaie, tot felul de manifestații, lupte și așa mai departe. Această karmă acumulată a intrat la nivel celular în egregorul de grup. Iar tu, în momentul în care te naști, începi să manifesti lucruri fără să fii conștient prin care adun karma. Pur și simplu faci ce face vecinul, fără să-ți dai seama. Și ai acumulat o bucățică de informație de asta negativă care se duce și se pune undeva acolo sus. Și la un moment dat apare tăvălugul ăla și tu aduni tot mai multă karmă, tot mai multă karmă. Dar această karmă, când ești conștient de ea că există, te apuci și începi să speli informația. E un pic mai greu, dar nu este imposibil. Am avut cazuri în terapie, măsurat radiestezic, doamnă care a venit cu karmă de 90. Și era adevărat. Pentru că ea, când ieșea dimineața pe ușă, începea belelele pentru ea, să-i spunem. Tot felul de lucruri negative îi se întâmplau zilnic. Avea persoane care zilnic o tachinau. O făceau, o scoteau, acele persoane, cum se cheamă, nu-mi vine minte. Persoane care încearcă să-ți facă rău. Călăi. Erau călăi ei, zilnic. O tocau. La servici, probleme. Peste tot avea probleme. A început doamna să umble și a dat seama, pentru că era practicantă Reiki și alte sisteme. Și a dat seama că vine din urmă. Nu numai ce a acumulat ea în viața asta, avea și din neam. Și s-a apucat doamna de tot ce înseamnă spălare de karmă, de la biserici, pupat de moaște, rugăciuni, inițieri, reinițieri, rugăciuni noaptea, tot ce putea exista. Și știa și a aflat și i s-a zis să facă. Și într-un an de zile, de la 90 a ajuns la 30 karmă. Iar în momentul în care a ajuns la 30 nivel de karmă, au început să dispară din viața ei toate persoanele care erau călăi, au început viața ei să fie mult mai frumoasă, să se calmeze, a apărut soarele în viața ei. Cu toate că la început era reticentă, a zis că ei nu se poate, nu există să... Ba da, a avut o luptă, dar a reușit. Și acum continuă, vrea să scape de ea. Și poate să scape de ea. Deci într-un an de zile a suferit, dar a scăpat de karmă. Nu tot, până în punctul respectiv. Da? Bun.
Această informație negativă, să știți că nu este specifică oamenilor. Este specifică și nu este specifică spiritualității. Este specifică anticerurilor, să le spunem, sau antispiritualului, aceste informații. Aceste informații, în momentul în care ele vin spre noi și coboară frumos în chakrele noastre, să spunem, corpul nostru începe să prelucreze informația. O parte din informație o dă la o parte, o altă parte de informație o transformă în energie pozitivă, o altă informație o înmagazinează, iar o altă bucățică o trimite în sus, într-un sertăraș. O trimite într-un sertar, dar nu orice sertar. Este acel sertar de anticer sau antispiritual. Și acolo se sedimentează și așa apare karma. Un pic, câte un pic, câte un pic, câte un pic, până crește. Ei, corpul nostru, fizic, biofizic, sufletul, dacă nu ar avea acele programe specifice ca să curețe și să ajungă doar o mică bucățică acolo sus sau din corpul nostru, noi am murit la prima informație din asta antispirituală. Ar face scurt circuit. Da? Bun. Cum se manifestă karma în viața omului? În primul rând, primul lucru apare prin degradarea conștiinței. Prima dată apare la nivel de conștiință și începe să se degradeze. După care apar problemele în viață. Sub orice formă de probleme în viață. Corect? Voi ați pățit așa? Sau v-ați dat seama că așa lucrează ea? Care și-a dat seama din sală? Cine? Ok, numai o persoană? Sunteți. Bun. Bine, deci așa lucrează ea, da? După problemele de viață, se duce în involuție. Omul nu mai evoluează, ci începe să involueze. Da? După care se duce în vicii. Alcool, droguri, sex excesiv. Și ultima se duce în tot ce ține de luptă și violență. Ceea este partea cea mai gravă. Pentru că noi n-am venit să luptăm și să fim violenți, am venit să iubim. Iubiți? Cine iubește din sala asta? Măi, dar parcă sunteți așa pe ascuns. Și că și eu iubesc. Și eu iubesc. Cu două mâini iubiți. Nu așa cu două degețele. Cu frică. Iubiți cu două mâini. Și iertați tot cu două mâini. Cine a învățat să ierte din sala asta? Așa mai da, pentru că la iertare sunteți mai curajoși decât la iubire. Ne apucăm de măsurat, care și cum iartă mai mult și iubește. Da? Bun. La nivel de karma, la nivel de zonă sau la nivel de țară, cum credeți că se manifestă? Pentru că se manifestă și la nivel de egregor karma, nu numai personal. Personal te toacă, cum știe ea, dar la nivel de zonă sau de țară, sărăcie, violență, dezastre naturale, tot ce ține de calamități, inundații, cutremure, cicloane, furtuni și așa mai departe. Așa se manifestă această energie a karmei. Natura lucrează. Pentru că până la urmă karma pe zonă este o informație a naturii. Nu mai suportă săraca și începe să curețe. Cum știe ea?
Și ea știe bine să curețe natura. Bun. Cum se acumulează karma? Cine știe cum se acumulează karma? Fiecare, personală. Nu vorbesc de karma într-o viață. Te naști și începi să trăiești. Cum acumulezi karma? Prin acțiunile pe care le faci. Până la acțiune mai este. Prima dată karma o adunăm la nivel mental. Prin gânduri. Da, gândești și gândești și gândești și începi să gândești tot felul de lucruri urâte și rele. Da? În loc să fii plin de iubire, te mai enervezi și începi să dai. Toți sfinții, tot calendarul ortodox, tot calendarul catolic, tot Dumnezeii, toate de alea. Ei, acea informație la nivel mental se duce și sedimentează. Da? Ia. Asta este omul. Așa. Bun. Cum? E foarte bun împământat ăsta, da. Bun, noi avem aici chakre, da? Una e aici, una e pe 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 aici. Și tot mai sus. Vreo 10 bucăți. Și mai sus vreo 3, dar alea nu contează. Acum. Da? Ei, cum lucrează karma asta? Tu gândești un lucru rău, da? El începe, așa cum a zis, începe să facă curățare frumos și se duce undeva aici, în chakra 8. Nu, că asta e 1, 2, 3, 4, 5. Stai că am sărit vreo una. 1, 2, 3, 4, 5. A, aici mai este una, da. Mai este una aici. Și asta e 7. Aici în 8. Aici în 8 se duce, pentru că fiecare chakra, da, ce are? Are, să le spunem, ceruri superioare, vibrație superioară și vibrație inferioară. Deci are spiritualitate și antispiritualitate. Da? Ei, în momentul în care se duce informația, se duce aici. Hai să o facem mai mare ca să se vadă. Chakra asta 8. Da? Se duce aici pe antispiritual. Că aici în sus e altceva. Și aici pe antispiritual sunt, să le spunem, trei nivele. Unul gri, unul maro, da? Și unul negru. Trei nivele de vibrație. Gri, maro și negru. Da? Ei, el se duce aici și ce credeți că face informația asta negativă, acolo sus? Nu materializează. Ea, noi pe aici, există un canal energetic, da? Care leagă toate astea. Se duce în sus. El are o deschizătură. Blochează aici la nivel de chakra 8 informația care îți intră în corp. Înțelegeți? Deci el se pune aici frumos ca un dop și nu-ți mai curge informația spirituală așa, ci
pâlpâie în corp și intră. Ei, în momentul în care ți intră ție acea informație, mai intră corect informația, ci ți intră un pic, ce se întâmplă cu toate chakrele tale și tot sistemul tău? Se îmbolnăvește. Da? Și atunci, primul afectat care este? Primul afectat este șaptele. Legătura cu universul sau cu divinitatea sau... Da? Ăsta este cel mai afectat. Și dacă el este afectat, în momentul în care este afectat chakra 7, încep să fie afectate și restul. Ușor, ușor. Pentru că informația pozitivă nu mai curge. Acea informație, dacă este puțină, creierul nostru, pentru că el este primul afectat, nu mai poate transforma acea energie, toată cantitatea de energie care ținte, toată informația corect. Și el o transformă când și când, cum primește informație. Și atunci începe să degradeze tot nivelul tău energetic și spiritual din corp. Da? Ați înțeles până aici? Bun. După care începe să coboare în jos. Și se îmbolnăvește prima dată creierașul. Și când se îmbolnăvește creierul, ce credeți că se întâmplă? Comoții cerebrale. Sau ți se schimbă realitatea, pentru că tu nu mai transformi acea informație corect, ci o vezi total diferit. O vezi conform vibrației care începe să-ți vină, pentru că există, v-am zis, acea lege, ceea ce emiți tu, dacă creierul tău nu mai poate transforma informația corect, începe să transforme eronat informația, da? Și începe să emită acea informație eronată. Și ce ți se întoarce înapoi? Acea informație eronată, cum ai trimis-o? Numai că ți se întoarce un pic mai puternică. Și se manifestă în viața ta un pic diferit. Exact așa cum o emiți. Da? E așa sau nu e așa? E un punct de vedere. Bun. Sufletul, ce credeți că face sufletul în momentul în care nu mai primește informație corectă? Începe să degradeze personalitatea omului și nu mai ești ceea ce ar trebui să fii. Ești altul. Și atunci când, în loc să emiți iubire, când trece unul cu mașina pe lângă tine, te enervezi și începi să îi zici toate organele și toate de-alea. Da? Pentru că dacă ai fi canalul deschis frumos și n-ai avea karmă și ar lucra frumos informația, îi zice un cu totul altceva de iubire. Dar nu, atunci intervine acea informație negativă și îi dai pe vibrația respectivă. Și mai adun și tu ceva. Bun, o altă metodă de acumulare de karmă, pe lângă cea mentală, este și cea verbală. Dacă cea mentală afectează doar la nivel de chakra 7, cea verbală afectează și la nivel de chakra 5. Și atunci afectate sunt 7 și 5. Da? Ei, în momentul în care sunt afectate 7 și 5, pe lângă ce poate apărea aici, mai apar și bolile
de tiroidă, paratiroidă, bronhii, și tot se ține de sistemul ăsta. Pentru că și el se îngustează, săracul. Nu mai poate nici el. Și atunci, informația care ajunge la el, apare boala și doamnele pe urmă se întreabă de tiroidă, aoleu, de ce mă îngraș? Și devin și introvertiți, și domnii, și introvertiți, pentru că nu scot pe gură nimic. Ți se închide tot. Și dacă ți-a închis căierașul și nu mai poți gândești ca lumea, stai și nu poți să scoți, și ți-e frică să scoți cuvintele. Da? Bun. O altă formă de acumulare de karmă, pe lângă cea mentală, verbală, este și cea care se materializează prin acțiune. Iar gândești, eu spui și acționezi. Pui mâna pe scaun și ai dat în cap. Da? Ai acționat? Ei, acea acțiune cu bătaie, cu agresiune, afectează chakrele la toate nivelele. Și atunci încep să apară bolile pe toate nivelele și începe să degradeze sistemul. Nu ești conștient, noi spunem că nu, dacă îl înjur și îi dau o palmă, ce s-a poate întâmpla? Face au, face buba. Ei, nu e chiar așa. La nivel spiritual e cu totul altceva. Știți, una din principiile Reiki este să lucrezi corect. Așa este cine e practicant de Reiki. Să lucrezi corect. Ce înseamnă să lucrezi? Cine știe să tacă. Știu, sunt persoane în sală care știu. Ce înseamnă să lucrezi corect din punct de vedere spiritual? Fizic știm. Să lucrezi corect, trebuie să lucrezi. Dar spiritual ce înseamnă să lucrezi corect? Să ai intenții curate. Înseamnă să te lași în voie divină. Asta înseamnă să lucrezi corect. Să te lași în voie divină. Să fii centrat și tu să-ți setezi intenția, după care să vezi cum te ghidează divinitatea și să acționezi. Ei, în momentul în care i-a stupat aici, mai poți vedea ceea ce îți vine de la divinitate să lucrezi corect? Nu mai vezi. Sau o vezi, dar o vezi total invers. Și nu mai ești conștient de informație. Și stai și aștepți. Poate, și atunci începi să lucrezi mintea și ego-ul tău. Lucrezi din minte și din ego. Începe el să pună lângă tine: fratele meu, ești al meu acum. Hai! Și atunci lucrezi de 100 de ori mai greu și dai capul de toți pereții până reușești ceva. Pentru că nu mai asculți informația primordială. Nu poți să o mai percepi. Da? Bun. Noi suntem 100% informație? Sau mai suntem și materie? Câtă materie avem în noi? Noi. 0,00001%. Restul suntem energie și informație. Bun. Chakrele astea de la 9, 10, ce-s cu ele? Ele au karmă? Acolo se acumulează karmă? Nu se acumulează karmă.
9 și 10, de la 9 în sus, nu mai există karmă. Karmă doar până la 8. Acolo deja ești în alte dimensiuni, în alte multiversuri. Da? Dacă tot am desenat culorile astea aici. Bun, informația se duce. Ei, acum, cum se transformă această informație și cum apare, cum se manifestă karma în viața noastră? E de ajuns ca pe unul din aceste nivele să se acumuleze 1% karma. Și a începe să lucreze ușor, ușor în viața noastră. Da? Și dacă se acumulează, de exemplu, 1% maro plus 1% negru, să faci 2% gri. Da? Ei, în momentul în care în zona asta de maro și din negru s-a adunat 1% și s-a făcut 2% pe gri, vine peste tine. În momentul în care a venit peste tine, s-a degradat toată viața ta socială. Aici acționează zona asta, pe viața de zi cu zi. Familie, încep divorțezi, te bați, te cerți cu toată lumea și așa mai departe. Da? Când este 1% negru plus 1% gri, este 2% maro. Da? Ei, când a trecut pe maro, cum apare în viața noastră? Karma. Cum vine? Trimite săgeata. Cum? Da, apare în boală. Degradările apar la nivel psihic. În boală, în fizic. Atacurile cerebrale. Infarcturile. Cancere. Tot ce înseamnă boală de-asta mai grea. Și așa, de fapt, ăsta sunt boli care mor repede. Ai dat un atac cerebral și ai plecat. Da? Ei, și ce a mai rămas? Când este 1% am făcut maro cu negru, negru cu gri. Maro cu gri. Se transformă în 2% de negru. Și se duce aici. Ei, la maro cu negru, ăsta sunt cele mai urâte karme. Când îți vine de pe nivelul ăsta de karmă neagră. Pentru că această karmă neagră acționează în viața ta prin violență. Și apar acele morți subite. Accidente de mașină, de avion, te-ai împiedicat și ai dat cu capul de bordură, ți-a căzut un borcan în cap. De-astea, banale și subite. A, ați mai știut de sistemul ăsta? Nu. Ei, așa se adună. Deci, în momentul în care ai 2% karmă, sau 1%, când ai 1%, ea se manifestă în viața ta și începe să te toace ușor. Când e 2%, se vede și îți dai seama. Ești conștient de ea. Când e 1%, nu ești conștient de ea. Deci, de ce, Doamne, mi se întâmplă mie? Ești la faza aia. De ce, Doamne, mi se întâmplă mie astea? Că uite că eu sunt om bun. Și uite că l-ajut și dau și fac.
Dar nu ești conștient de ce. În momentul în care te-a pocnit și ai căzut, auleu, stai că nu e așa. E altfel. Ați auzit de legea repercusiunii? Nimeni nu bagă în seamă această lege. Nimeni nu o ascultă și nu vrea să o audă. Legea repercusiunii. Seamănă, dar nu e chiar așa. Orice faci în viața asta, bine sau rău, nu contează, orice faci bine sau rău, la un moment dat ți se întoarce. La un moment dat. Poate să întoarcă acum, poate să întoarcă la sfârșitul vieții sau în viața următoare. Dar ți se întoarce. Nu există să nu ți se întoarcă. Prin această lege a repercursiunii, noi putem lua informație din universuri, multiuniversuri și așa mai departe, orice informație pe care ne-o dorim, pentru că ni se întoarce. Să știți lucrul ăsta. Datorită acestei legi, putem spune, când ai un om în față, ce viață va avea de acum încolo, doar după, la o simplă discuție cu el, pentru că știi ce îi va veni datorită acestei legi. Datorită acestei legi poți să știi dacă omul este bun, rău, prost, bun, plin de iubire și așa mai departe. Și știi ce va avea în viitor. Luați în considerare legea asta, gândiți-vă la ea, conștientizați-o și aveți grijă ceea ce gândiți și ceea ce faceți, pentru că la un moment dat se întoarce. Întotdeauna. Niciodată nu dă greș. Și se întoarce când ți-e lumea mai dragă. Nu când vrei tu. Că dacă s-ar întoarce când vrei tu și ai fi conștient de lucrul ăsta, ai face ceva ca să o înlături. Dar nu. Te pocnește când ți-e lumea mai dragă. Când ți-e cel mai bine. Atunci. Știți că în apă trăiesc peștișori peste tot. Râuri, fluvii, mări, oceane. Da? Peștișorii aceștia și alte vietăți din apă își iau acele substanțe chimice și acele informații din apă, da? Prin care ei cresc, se dezvoltă frumos și armonios. Sunt peștișori roșii, gri, albaștri, balene mari și rechini și așa mai departe. Ei cresc și se dezvoltă în acel mediu acvatic și iau toată informația și toate substanțele din acele oceane în care trăiesc. Cum credeți că suntem noi, oameni? Unde trăim noi? Noi trăim într-un ocean eteric. Într-un ocean eteric care este plin de informație și de unde ne luăm exact tot ce avem nevoie ca să fim ceea ce suntem și ceea ce sunt eu acum în fața voastră. Iau și de acolo și de acolo. Mai iau inconștient, mai iau conștient și așa am devenit eu.